Zisa Domnul către ucenicii săi, dacă va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, căci cineva ucide va fi nevinovat osândei. Eu însă vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său, vinovat va fi de osândă. Și cine va zice fratelui său prostule, vinovat va fi de judecata soborului, iar cine va zice nebune, vinovat va fi de focul ghienei. Deci tu, când vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înaintea altarului și du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău și apoi venind adu darul tău, împacă-te de grab cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului și judecătorul să te dea pe mâna slujitorului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti cel din urmă ban. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, zisa Domnul către ucenicii săi, dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce înseamnă lucrul acesta, iubiți credincioși? Că cei din Vechiul Testament, arhierei, cărturari și farisei, au primit cuvântul Dumnezeu prin Moise și au primit legea Vechiului Testament și au privit-o din punct de vedere trupesc, într-o dreptate și nu într-o pace, într-o dreptate și nu într-o milă, într-o dreptate, dar dreptatea lor era ca o cârpă lepădată. Dacă dreptatea nu este însoțită de dreptate, de bunătate, de milă, de duh și de adevăr, dreptatea, iubiți credincioși, ucide. Și omul în numele legii și al dreptății ucide. De aceea le spune Domnul apostolilor săi, dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Omul, iubiți credincioși, intră de la neexistență la existență și trece prin etapa de 9 luni în cântecele Maicii sale. Dar dacă rămâne acolo, moare. Și atunci el trece de la neexistență la existență prin nașterea sa trupească și se naște om, trup și suflet în lumea aceasta. Dacă s-a născut trup și rămâne un om trupesc, el va muri ca un om trupesc. Dacă el se va naște și sufletește în lumea aceasta prin rațiune, prin cunoaștere, prin știință, sufletește vorbind sub toate aspectele puterilor sufletești, rațiune, voință și simțire, prin cultură, prin emoție, prin frumusețe. Dacă va rămâne doar la nivelul sufletului și s-a născut doar trupește și sufletește, nu s-a născut în totalitatea ființei sale ca om. Deci omul trebuie să se nască, iubiți credincioși, la nivelul Duhului și de acolo, din nașterea aceea, de la nivelul Duhului, se revarsă totul peste sufletul său și peste trupul său. Nu vorbim, repet de multe ori, de trihotomie, trup, suflet și duh, ci vorbim despre trup și despre suflet, iar partea cea mai înaltă a sufletului, inima omului, duhul omului, este Sfânta Sfintelor din ființa umană. De aceea omul, iubiți credincioși, are trei nașteri. Nașterea lui trupească din pântecele Maicii sale în lumea aceasta, are a doua naștere din cristelnița, din al doilea pântice,
din apă și din Duh, în legătură cu Maica sa duhovnicească, Biserica, și cu Tatăl duhovnicesc, Tatăl cel Ceresc, iar a treia naștere este cea pentru veșnicie, prin moarte la viața veșnică. De aceea, iubiți credincioși, multe ființe se nasc și mor pe lumea aceasta, având niște corpuri trecătoare, care nu au suflet. Animalele mai presus decât plantele au o naștere mai specială, mai apropiată de a noastră și au un suflet senzitiv, dar nu au suflet rațional. Omul este singurul care este după chipul lui Dumnezeu, de aceea îi se cere să se nască mai presus decât toate din apă și din Duh. De aceea nu nașterea biologică este importantă. Pentru că nașterea biologică spre moarte biologică o au și plantele, o au și animalele. Dar omul, dacă știe să se nască din apă și din Duh și să continue această naștere, în fiecare zi el moare și înviază, în fiecare zi se naște în Duhul Dumnezeu și este o pregustare a Împărăției Cerurilor. De aceea Domnul i-a spus lui Nicodim, repet, în noaptea aceea când a venit la el, când el l-a întrebat pe Domnul, cum, Doamne, se poate să intre un om matur din nou în pântecele Maicii sale să se nască? Și Domnul întreabă, nici tu nu înțelegi, Nicodim? Tu, care ești din conducătorii lui Israel, nici tu nu înțelegi? Dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, degeaba s-a născut pe pământ, pentru că nu va intra în Împărăția Cerurilor. Dar a intra în Împărăția Cerurilor nu înseamnă doar să crezi, ci trebuie să și faci. Pentru că credința fără fapte, moarte este și moartă este. Deci, și demonii cred și se cutremură, dar nu se smeresc și nu fac fapta cea bună. Și Domnul insistă, fiți atenți, nu cumva să cădeți în aceeași ispită, în același păcat pe care l-au fariseii, cărturarii și arhiereii. Pentru că ei au primit legea în trup și n-au primit-o în Duh. Ei s-au născut în trup și într-o morală exagerată, dar nu s-au născut în Duh pentru că eu vreau de la voi milă și jertfă. Pe acestea să le faceți și pe acelea să nu le lăsați, i-a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Și ca să pricepe ceea ce vă spun eu vouă, dacă în Vechiul Testament se vorbea despre păcat la un nivel grosier, ai omorât, vei fi omorât, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, toate erau la nivelul trupului. Ați auzit că s-a zis celor de demult din vechime, să nu ucizi. Că cine va ucide, va fi vinovat o țândei. Dar eu vă spun vouă, la alt nivel, oricine se mânie, mânia ca o putere sufletească, cine se mânie pe fratele său, nu spune din ce perspectivă, pe dreptate, pe nedreptate, te-ai mâniat, ești vinovat și vinovat va fi de o sândă. Deci mânia este o putere lăsată de Dumnezeu, care poate fi îndreptată doar împotriva păcatului și a demonilor. Nici o mânie nu are justificare pe lumea aceasta împotriva aproapelui nostru. Dar mânia, iubiți credincioși, ca putere sufletească, trebuie întoarsă pe verticală, în râfnă și bărbăție, către verticală, către Bunul Dumnezeu cel întreime slăvit. Și cine va zice fratelui său, prostule, vinovat, va fi de judecata soborului. De ce de judecata soborului? Pentru că tu l-ai numit pe fratele său prost, pentru că mai întâi l-ai judecat. Și l-ai judecat pentru că în mintea ta față de el te-ai înălțat. Și te-ai înălțat pentru că în inima ta mai întâi te-ai mândrit. Și atunci, dacă tu ai judecat, vei fi judecat de sobor. Cine va zice fratelui său, prostule, gândindu-se că el este mai priceput sau mai deștept, deja a lovit într-un plan mai grozav și mai subtil decât în planurile acelea trupești ochi pentru ochi și dinte pentru dinte și va fi judecat de sobor. Da, cineva zice și mai adânc fratelui său nebunule, vinovat va fi de focul ghienei, mai adânc decât judecata soborului, nu de iad, ci de focul ghienei, pentru că zis acel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Iar dacă e spus cuiva că este nebun,
nu numai că l-ai judecat, ci l-ai și osândit. I-ai spus nebunule, când i-ai spus cu tare s-a îmbătat în judecat. Când i-ai spus bețivule, deja l-ai și osândit. Și osândindu-l și judecându-l, tu te-ai pus pe scaunul și pe tronul lui Dumnezeu, care este dreptul judecător, și ai greșit față de Dumnezeu, ai greșit față de aproapele tău și l-ai osândit ca nebun necredincios și tu l-ai azvârlit în ghienă. Și cu măsura cu care vei măsura, cu măsura aceasta vei fi judecat. Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi lor mai întâi. Deci fii atent la mânia care zace în inima ta. Fii atent la mânia care se manifestă prin mintea ta. Fii atent la mânia care se manifestă prin cuvânt, prin privire, prin gesturi, prin zvâcnirile trupești. Fii atent la mânia care se concretizează prin cuvânt de ocară și prin judecată, până când ajungi să-l faci pe fratele tău nebun, pentru că treptat vei fi osândit de tine, de conștiință, de sobor și vei fi aruncat chiar tu în focul ghienei. Nu te juca cu puterea minții, nu te juca cu puterea cuvântului, nu te juca cu sabia Duhului care este cuvântul din tine ca să îl arunci asupra fratelui tău, pentru că el are un înger și îngerul său în fața lui Dumnezeu în continuu strigă pentru el și cere dreptate. Și atunci, dacă l-ai judecat pe fratele tău, nu înțelegi că tu ești mădular în parte cu el în trupul lui Hristos, în trupul tainic al bisericii și n-ai tu voie să judeci. Pentru că dacă ești picior, ce te faci mână? Dacă ești mână, ce te faci inimă? Dacă ești inimă, ce te faci creier? Dacă ești trup, ce te faci tu suflet? Și dacă ești trup și suflet, ce te faci pe tine Duh? De ce te faci tu mai presus decât toți? Și dacă ești Duhul omului, ce te faci pe tine Duhul Domnului? De ce te pui tu mai presus de Duhul lui Dumnezeu și de Dumnezeu cel adevărat, mai presus decât El? Deci când ai judecat, te-ai osândit. Judești fapte, judești situații. Judești că haina aceasta este murdară, o speri, o aranjezi. Nu judeci omul care poartă haina. Nu identifica haina omului cu omul însuși. Pentru că încercând să curezi haina, neavând înțelepciunea, să-l mufti, să-l îndrepti, să-ți pui soborul și să-l vindeci, să faci terapie într-o mândria, mânia și neștiința ta, l-ai judecat și lovind în haină ca să o cure, să lovești în inima lui. Și atunci tot trupul suflet, suferă toată biserica sufletă, suferă, iar capul care este Hristos le vede pe toate și te va judeca pe tine pentru că ți-ai depășit autoritatea. Fă-ți bucățica ta ca mădular al bisericii, nici mai mult, nici mai puțin. Iar când este vorba de adevăr, de credință, oaie fiind, ce te faci pe tine păstor când e vorba de cele ale bisericii, dar când e vorba de cele ale credinței din biserică, nu cele de pe orizontală, oaie fiind, ai voie să mustri și pe păstor și pe arhiereu, dar și atunci, față către față, apoi în sobor, cum spune aici, îl spui soborului, și apoi îl spui bisericii, și apoi toate acestea de jos în sus, cu smerenie până la ultima etapă, pentru că și dacă ai dreptate și dacă mustri, n-ai voie să mustri de sus în jos, pentru că trebuie să rămâi într-o smerenie. Pentru că cel care face dreptatea, cel care îi se pare că stă, să ia minte să nu cadă. Deci Domnul le spune clar ucenicilor săi, mare atenție! Că nivelul la care voi sunteți ridicați, sunteți ridicați la o lucrare nu trupească, nu sufletească, ci duhovnicească. Și operați la nivelul Duhului, prin cuvânt legați și dezlegați, prin cuvânt blestemați, prin cuvânt vindecați, prin cuvânt luminați, prin cuvânt pe toate le faceți și toate acestea cu puterea Duhului care este în voi primit în tainele bisericii. Ai grijă de fratele tău. Și atunci, când vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, are fratele tău ceva împotriva ta. Poate tu n-ai nimic cu el, dar mai fă-ți odată datoria și cere-ți iertare. Atunci, dacă are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului și du-te și te împacă mai întâi cu fratele tău și apoi venind adu darul tău.
Pentru că degeaba dacă te-ai născut trupește, nu te naști și duhovnicește din apă și din Duh. Păi de ce? Pentru că tu după botez, mirungere și împărtășanie, continui botezul prin lucrarea spovedaniei și a pocăinței, continui darurile din pecetea Doamnului Duhului Sfânt, le continui în viața de iluminare și de lucrare, iar împărtășania care ai primit-o la botez, iată că o actualizezi în fiecare liturghie și tu vii la altar cu darul tău, cu prescura ta, cu luminarea ta, cu tămâia ta și vii la altar. Și atunci, în fața altarului, tu ceri la Dumnezeu milă fără ca tu să fii avut milă. Ceri iertare fără ca tu să ceri iertare. Dar nu spui acolo și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și atunci tu te blestemi și te osândești de fiecare dată când spui Tatăl nostru. Pentru că de fiecare dată când spui Tatăl nostru, tu de fapt intri în altar, în fața altarului. Mărturisesc Sfânta Treime, Tatăl nostru, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Deja ai intrat în biserica, în templul trupului tău. Și intrând în tine prin această închinare, făcând mai întâi Sfânta Cruce, și ai pus Sfânta Cruce deasupra bisericii, adică peste biserica trupului tău, închinându-te, ai pus Sfânta Cruce și se vede că este templu și biserică ortodoxă, adică tu ești ortodox, atunci intri în tine și începi slujba, închinându-te Sfintei Treimi. Și apoi cer să se facă voia lui Dumnezeu în tine și intri în inima ta. Da, când cer pâinea cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și începe liturghia în inima ta, ai grijă ca nu cumva să nu-l fi iertat pe fratele tău și el pe tine, că atunci când vei spune iartă-ne nouă precum și noi iertăm, deja te-ai osândit pe tine. Și jertfa din inima ta, fiind în legătură cu jertfa de pe Sfântul Altar, fiind în legătură cu jertfa cosmică și universală, totul fiind liturghie, totul fiind templu, totul fiind slujire, totul fiind închinat la Sfânta Treime, dacă nu este curățenie acolo, nu ți-a cerut Domnul. Aici nu este vorba că unul e bețiv, unul este pătimaș, altul este în fel și chip, Domnul spune clar. Ai grijă să ierți și vei fi iertat. Ai grijă să ai milă și vei avea Dumnezeu milă. Și aici, în biserică, nu intră sfinții, intră păcătoșii care vor să te mântuiască. De aceea, dacă cumva părâșul tău pe cale te mustră, te îmboldește, te înghiotește, părâșul tău pe cale este conștiința. Ai grijă ca nu cumva să te mustre conștiința pe pământ și să vii în fața Sfântului Altar cu conștiința care te mustră. Nu. Conștiința nu te va mustra decât în clipa în care, păcătos fiind, te așezi în umilință și smerenie în fața Lui Dumnezeu și spui, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta, dar ca fiul risipitor mă întorc în casa Tatălui meu, de 1000 de ori cad, de 1000 de ori mă ridic și mai mult decât atât, de câte ori vei cădea, de atâtea ori te vei ridica, de 70 de ori câte 7 vei ierta, adică la infinit, și în starea de smerenie și de umilință, vii și te împărtășești ca să te învrednicești. Nimeni nu vine cu vrednicia de acasă. Vrednicia vine după ce te-ai împărtășit ca dar al lui Dumnezeu. De aceea, dacă cumva ai venit și nu te-ai smerit, dacă ai venit și nu te-ai umilit, conștiința te va mustra, tu pe fratele tău îl judeci și îți aduci argumente peste argumente care ai dreptate, dar la Dumnezeu nu are dreptate, dar nicio valoare, ci doar pocăința și smerenia. Și atunci judecătorul, dreptul judecător, te va da pe mâna slujitorului, adică a îngerilor păzitori, și vei fi aruncat în temniță duhovnicească, pentru că vei cădea din har, ți-ai luat împărtășania spre osândă, te-ai auto-întemnițat, auto-afurisit. Auto-afurisit dacă nu vii la împărtășit și auto-afurisit dacă vii la împărtășit fără de smerenie și pocăință. Nu vrea Dumnezeu nimic de la noi, decât să nu judecăm pe fratele nostru, să-i lăsăm pe toți în pace, să ne vedem păcatele noastre, să iertăm pe toți și să venim cu umiliți. Atâta vrea Dumnezeu de la noi. Și în momentul acela El ne iartă, ne dezleagă, ne binecuvântează de toate. Și dacă nu te-ai smerit, adevărat, adevărat îți spun ție că nu vei ieși de acolo până când nu vei plăti cel din urmă bani. Vedeți? Este din cer că totul este liturghie.
totul este Euharistie și pe muntele fericilor, cum a spus ieri și astăzi în acest cuvânt și din orice unghi vei lua Evanghelia, nu vei găsi decât chemarea lui Hristos la căință, la pocăință și la împărtășirea cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taină. Dar când omul se naște, ia din trupul Maicii sale trup și sânge, dar ia și caracterul părinților săi. Dar când omul se naște din apă și din Duh și se împărtășește cu trupul și sângele Domnului, trup și sânge care l-are de la Maica Domnului, el cu adevărat devine Fiul după trup și sânge a Maicii Domnului. După Duh devine Fiul Dumnezeu. Și noi, în felul acesta, de fiecare dată când ne împărtășim, iubiți credincioși, trebuie să avem foarte mare atenție să nu cădem în această ispită. Pentru că unii spun, cum trebuie să ne împărtășim? Des sau rar? Des sau rar? Este o capcană. Și des și rar e aceeași greșeală. Și pomul cunoștinței binelui și pomul cunoștinței răului este aceeași capcană, iubiți credincioși. Noi nu trebuie să ne împărtășim nici des, nici rar, ci continuu și comunitar. Ce înseamnă continuu? Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi. În ziua în care nu te-ai împărtășit, soarele în inima ta nu a răsărit. În ziua în care nu te-ai împărtășit, tu nu te-ai născut din apă și din Duh ca o lucrare a botezului, mirungiului și împărtășanii în ziua aceea. În ziua în care nu te-ai împărtășit, tu pe Hristos Euharistic nu l-ai odihnit în inima ta. Și atunci ne împărtășim continuu, adică zi de zi, dar mare atenție, nu-i de ajuns continuu. Pentru că te poți împărtăși des sau rar și ai greșit. Poți să te împărtășești continuu, egoist și te-ai osândit, pentru că ți-o iei spre o sândă. Trebuie să te împărtășești continuu și comunitar. Ce înseamnă? Fiecare dintre voi, când se împărtășește, este ca o branulă, iubiți credincioși, care stă în trupul tainic al bisericii, dispusă să primească în continuu transfuzia duhovnicească de sânge și de trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Și atunci fiecare milimetru din trupul nostru devine un punct răstignit, pregătit pentru înviere. Orice naștere trupească este o răstignire a placentei și o înviere la lumina aceasta fizică. Orice naștere sufletească este o răstignire a mentalității și a rațiunii noastre greșite și o înviere la lumina rațiunii tuturor lucrurilor. Iar orice naștere duhovnicească este o răstignire a inimii și a Duhului nostru și o înviere duhovnicească în lumina cea cerească, în împărăția celor, în lumina neacreată. Și atunci, toate se duc în Euharistie. Și când te-ai împărtășit, nu te-ai împărtășit doar pentru tine. Pentru că inima, ca și cum n-ar bate nici des, nici rar, ar bate corect, exact când trebuie să bată ea. Dar dacă ea bate și nu pulsează pentru tot organismul, ci doar pentru ea și învârte aici, în jurul ei, ea s-a împărtășit egoist și a murit și ea și a murit și trupul. Dacă mâna aceasta, ea se mișcă doar pentru ea, ori des, ori rar, nu contează. Dar ea nu ajută tot trupul, ea nu ia haina, ea nu face treaba pentru toate celelalte, ci doar mișcă pentru ea egoist și atât, și spune că, uite, sunt sănătoasă, dar nu vă ajut pe niciunul, că-i des că era tot moare și tot organismul și toate organele, dacă nu ies din prostia lor, din individualismul lor, și nu intră în comunitate și comuniune în Sfânta Biserică, crezând ei că sunt drepți într-o ale lor, în bucățica lor, în bucățica lor și se osândesc. Și o să vedeți că n-au curajul să se răstignească, n-au curajul să intre în comune și comunitate, se izolează, funcționează după dreptate, își argumentează dreptatea, trec tangent așa pe lângă lucrare, dar dreptatea lor nu este mai mare decât dreptatea fariseilor, care își argumentau toată rătăcirea cu cuvintele dreptății, chiar și răstignirea lui Hristos au argumentat-o raționalist, că mai bine să moară un om pentru tot poporul decât să moară tot poporul. De aceea, iubiți credincioși, să nu cumva să credem că suntem în regulă. Să nu cumva să credem că ne mântuim pentru că suntem ortodoxi. Să nu cumva să credem că ne mântuim, că ne împărtășim. Nu! Dacă nu prisosește dreptatea și smerenia noastră mai mult decât a fariseilor și a cărturarilor, a canoniștilor
și a tipicarilor și a formaliștilor care prisosesc într-o dreptatea lor desăvârșită în biserică, unde sunt bisericile și catedralele impecabile. Dar ei fac liturghia pentru ei în altar. Ceilalți asistă pentru problemele lor personale în biserică și fiecare funcționează ca un mădular al bisericii pentru interesul lui. Fiecare moare în limita minții lui și va avea judecată cumplită în fața lui Dumnezeu, pentru că ai ajuns până punctul în care te-ai împărtășit și te-ai osândit, pentru că te-ai împărtășit în modul egoist. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu să deschidă mințile și inimile noastre, în clipa în care ne împărtășim, toate să se umple de lumină, și cele de sus, și pământul, și cele de jos, și să fim niște mădulare sfințite a lui Hristos. Amin.